Bine v-am găsit la o nouă ediție din ciclul emisiunilor din cadrul proiectului Tineri în Acțiune. Astăzi o să vorbim despre produsele ecologice și necesitatea acestora. Vom discuta cu invitații din studio, Tudor Darii, membru al gospodăriei țărănești Maria Darii, Olivia Cucoș, tânără din orașul Drochia. Bine ați venit la emisiunea noastră! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Ca să putem începe discuția, vă propun să urmărim un reportaj la subiectul abordat. Produsele ecologice au devenit populare pe piața Europei și a Republicii Moldova. Producătorii eco dezvoltă o cultură organică sănătoasă și doresc să provoace cât mai mulți oameni la agricultura ecologică. Noi, ca atari, suntem specialitatea agronom. Toată viața noastră am lucrat la câmp. La produse ecologice am început de prin anii 2007-2008. Ne-am dus. Și inițial am început să studiem pe internet. În 2012 ne-am adresat la organe și am trecut 2 ani de conversie și din 2015 suntem certificați ecologic, organic. Din anii 2014 am început să lucrăm cu primăriile, cu grădinițele de copii, casele de bătrâni, cu tabăra de odihnă de pe loc. Producerea ecologică are un impact și o importanță deosebit de mare asupra sănătății, mediului, naturii și solului. Producătorii culturii ecologice afirmă că pasul făcut în lumea organică a fost cea mai reușită alegere în favoarea formării unui viitor sănătos. Dacă să vorbim de impact a producerii ecologice, este un impact total asupra sănătății noastre. Dacă să o luăm pe trepte, asupra noastră, producerea organică ne dă posibilitatea să ne alimentăm cu produse naturale, inofensive organismului. Și ținând de natură, ne permite, producerea organică permite menținerea balansului dintre toate viețile de pe terra, așa să-i spunem. Și ținând de sol, mă întorc la, și ne-a spus Ștefan, pământul ăsta nu este al meu și nici al tău, dar urmașul voștri. Așa că de teren, de solul, menținerea fertilității lui, și nu numai menținerea, dar îmbogățirea lui, oare mărirea bonității lui, asta prevede producerea organică. Nu este greu să devii un producător al agriculturii ecologice. Tot de ce ai nevoie este dorința și străduința personală. Ecologica presupune garantarea unui nivel de calitate. Calitate, asta nu înseamnă ceea ce îmi place mie sau ceea ce îi place fiecare dintre dumneavoastră. Calitatea presupune o normă scrisă și aprobată. Adică corespunderea produsului normei respective și demonstrarea faptului acestui fapt prin certificat, asta și înseamnă produs ecologic. În Republica Moldova există circa 140 producători bio, care cultivă cereale, fructe, legume. Importanța și rolul producerii acestor culturi este destul de vastă. Tot mai mulți cetățeni consumă produsele organice pentru a-și menține modul sănătos de viață. Am revenit în studio și am aflat câteva păreri despre subiectul dat, dar dorim ca să aflăm de la domnul Darii ca să ne spuneți cum ați ajuns la decizia să deveniți un producător eco. Producerea organică, în general, ar trebui să ocupi fiecare, dar pentru ca să produci organic, în părerea mea sau în opinia mea, este că este nevoie de un stimul. Pentru gospodăria noastră, acest stimul a fost copiii și nepoții. Ei au fost cei care au stimulat ca, într-adevăr, să trecem, odată cu nașterea primei nepoate, în 2009, care era alergică, am decis, noi și până atunci nu prea utilizam produse de uz fitosanitar, dar am decis ca să renunțăm la utilizarea produselor chimice, să trecem la producerea organică. Începând cu 2012 am intrat în conversie și din 2015 am devenit posesor certificatului
de producători organici. Cine a determinat, am spus, castinul pe noi a fost nepoții. Asta e una. Și a doua, că după principiu, noi suntem cei ce mâncăm, cei ce bem și cei ce respirăm. Și dacă cei ce respirăm trăim la șasnă, la munte, că să avem posibilitatea să avem un aer cât de cât curat, dar cei ce mâncăm și cei ce bem putem influența, adică putem să producem produsul de calitate, inofensive pentru om și adaptate mediului. Adică fi în concordanță cu protecția mediului. Iată, pe scurt, așa. Da, mulțumesc. Și vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră despre rolul utilizărilor produselor bio pentru oameni? Poate ar fi, într-adevăr, să mă repet că e cazul aici. Noi suntem cei ce mâncăm, bem și respirăm. Deci rezult tot. Într-un corp sănătos, dacă vrem să fim sănătoși, trebuie să consumăm produse inofensive. Dar produsele inofensive se pot obține numai în cadrul producerii organice. Cei ce ține de producerea organică, majoritatea cumpărătorilor sau cei care procură în piață din supermarketuri, mănâncă întâi cu ochi. Adică produsul să aibă un aspect exterior atractiv, o culoare pronunțată, ceea ce cu regret în producerea organică nu prea este așa. Dar în producerea convențională sunt certificate produsul. Apa, calitatea apei, calitatea produsului în circuit organic, un pic văd lucrurile mai complex. Nu se certific produsul, se certific procesul. Adică de la sămânță până la produs pe masă. E un pic mai complex. Vedem lucrurile un pic altfel ca cum suntem noi de prins să vedem lucrurile. De aceea, când vorbim de un produs organic sau ecologic, vorbim numai de calitatea produsului, dar vorbim de calitatea mediului în care a fost crescut. Calitatea, cum influențăm noi asupra mediului ambient, ce produse utilizăm pentru fertilizare, care tehnologii utilizăm pentru obținerea produsului dat. În cadrul producerii organice nu obținem cei cât vrem noi, dar un echilibru între capacitatea de producere a semințelor, a produsului dat, dacă vorbim de tomate sau castraveți, și cât poate să ne dăie solul. Adică să fie un echilibru. Cât îngrășământ am introdus noi, ca să nu fertilitatea solului nu să o minimalizăm, să o mărim încă. Dar dacă să-l citez pe citatul lui Ștefan, că pământul nu e a meu și nici al tău, dar al copiilor, urmașilor noștri. Așa că solul, din cei mai mari bogății o avem noi aici, în Moldova, este solul. Și dacă câțiva ani în urmă procentul de humus atingea 6 și ceva, în numai 25-30 de ani procentul de humus a scăzut drastic. Și ne punem întrebarea, ce o să lăsăm noi urmașilor noștri? Așa că producerea organică este o viziune un pic altfel decât cea convențională. Da, dar care este îngrășămintele care le folosiți? Îngrășămintele, în general, cele mai benefice pentru sol sunt îngrășămintele organice. Aia este gunoi de grajdă. Gunoi de grajdă, vaci, oi, caprine, inclusiv tot. Dar noi utilizăm gunoi de grajdă de vaci. Și de aceea, de atât că nu avem ferma noastră, apelăm, recurgem, mai bine zis, procurăm gunoi de grajdă din sat, de la particular cei ce țin vaci. Circuitul organic, iarăși eu n-am menționat, e o scapare a mea, că privede un ciclu închis, unde trebuie să persiste producerea vegetală și producerea animalieră. Ca să producem și culturi furajere și culturi pentru consum. Iată, academicianul Boris Pavlovich Boincean are o expresie și mi s-a memorat și spunem că mărimea gospodăriei care
în general, trebuie să fie determinată de rentabilitatea transportării, cât de departe să transportăm gunoi de grajd. Dar noi acum gospodăriile sunt 1000, 2000, 5000, 7000, dar nu au o vacă, nu au o fermă. Foarte puține gospodării în raion, cum și ale putem număra pe Dejești, domnul Babără, care într-adevăr utilizează, dar în rest, sorry, nu avem așa producători care să aibă ciclul ăsta închis. Dar în producerea organică ciclul închis este obligatoriu. De atâta noi acum gospodărie planifică, într-adevăr, să înființăm o fermă, fermă nu de bovini, dar de păsări, dar mă rog, asta este. Și să mă întorc la îngrășăminte. Îngrășămintele sunt organice și îngrășăminte din plantele care ne înconjoară. Soția îi foarte îi place. Îngrășământul utilizat de urzici. Îngrășământul utilizat de urzici cu coada calului, coada șoarecului. Îngrășământul, ori, mai bine să extract din urzici cu lăstari și frunze de tomate. Pentru tomate este excelent, un îngrășământ natural. Noi, în general, călcăm cu picioarele pe tot ce ar fi trebuit să consumăm și să nu consumăm produse chimice. Cum să lecuiesc animalele? În păduri, ce au farmacie veterinară, au... Adică nu este. În natură există tot. Cel de sus a creat natura așa, e tot un echilibru. Și noi când încercăm să intervenim în echilibrul ăsta, noi dacă pe de o parte câștigăm, sunteți siguri, pe altă parte noi pierdem. Și iată, anume, plantele care ne înconjoară se pot utiliza și ca preîntâmpinarea bolilor, și ca preîntâmpinarea dăunătorilor, și ca îngrășământ. Dar la ce preț procurați gunoiul de grajd? În dependență de remorca care vine, dar în general în jur de 250-300 de lei. Remorca de bălegare, așa să spunem, de la persoane și iarăși te uiți, e benefic și pentru cel care îi curăț lotul și pentru noi. Dacă să comparăm că la un hectar noi introducem în jur de 30-35 de tone până la 40, odată în 3-4 ani, în seară introducem în jur de 30 de tone, dar anual, de gunoi de grajd, și să comparăm în prețurile la ce să spunem, la nitroamofos, care e în jur de 10.000 de lei tonă. Și gunoi de grajd, cât gunoi de grajd pot cumpăra eu de 10.000 de lei ca să introduc. Și care este efectul la nitroamofos, care o introduci, sau bine sarea. Toată este sare. Ce am face noi? Cum ne-am simțit noi dacă dimineața am luat o boaghe de sare și am bea un pic de apă? La amiază iar o mânuță de sare și sarea tot așa. Iată așa e și solul. Toate îngrășămintele care dă, ăsta e sare. Și noi ne pare că îmbogățim, că căpătăm, că în general efectul la sarea asta e să vede acolo unii pământurile sunt săraci, secătuite. Pământul gras, dacă se întruce îngrășăminte, nu, efectul nu este, nu se vede. Dacă planta consumă natural, ce aici este natural. Așa că, în direcția dată, consider că, în general, și politicile au nevoie de îmbunătățire și noi să ne schimbăm un pic mentalitatea sau viziunea asupra lucrurilor date. Acum să întrebăm și pe Olivia, deja s-a plictisit de studio, care este părerea ta despre utilizarea produselor ecologice? Eu cred că este foarte bine când oamenii utilizează produsele ecologice și dacă au de unde le procura. Dar adesea, noi de fapt nu știm ce mâncăm și dacă este sănătos sau nu, dacă este chimizat sau nu. Da, este bine să trăim sub sloganul trăim eco, mâncăm organic. Însă, adesea producătorii ne amăgesc, pentru că noi când cumpărăm un produs, cumpărăm de fapt și calitate și încredere în producător. Însă, adesea,
Produsele sunt chimizate, produc alergii organismului uman. Chiar și eu, cumpărând un produs de la piață, de la noi, nu știu, este chimizat, nu este chimizat, cum el este crescut. Da, este bine că avem producători în oraș care ne oferă, însă nu cred că ei pot să mulțumească și să cuprindă întreaga piață care este de desfacere a orașului. Ei trebuie să fie un număr mai mare de producători ca să satisfac toți cumpărătorii. Și tu utilizezi produsele ecologice? Atunci când utilizez, de fapt, eu m-am menționat că eu nu știu dacă utilizez, pentru că nu toate produsele de la piață au certificat bio. În magazine mai ales, la fel, nu știm dacă au certificat bio sau nu au certificat bio un produs. Îl cumpăr, da, îl vezi, poate de la bătrânica, că el este produsul, este, arată bine, este frumos, însă nu știu cum l-a crescut acasă, nu știu cum l-a crescut acel producător. Și de unde atunci poți să găsești în localitatea ta produsele ecologice? Am aflat la fel din știri și din că la noi sunt producători eco, adică în raion sunt câțiva producători, de fapt, care nu folosesc nitrați. Este domnul Dariș și încă câțiva dintre aceștia, însă ei nu pot satisface întreaga piață. Chiar discutam anterior și cu domnul Dariș și cu alți producători că da, se satisface o parte numai cu cereale, cu legume diverse, însă o piață mare de extindere rămâne fără aceste produse organice și certificate, de fapt. Și restul oamenilor nu consumă un aliment fără substanțe inofensiv. Și asta este foarte bine, că noi consumăm, de fapt, un produs eco, un produs certificat. Da, mulțumesc. Și acum vreau să vedem care este părerea oamenilor despre întrebuințarea și rolul produselor ecologice. Vă imeți vedutieșa naturalne, не без химии вот это. Да, 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 я видел, но сам не покупал еще. Кунос, адика, в первую очередь, лактатели, которые мерг био, которые мерг курати. Адика, сентем де аккорд ку аста, сентем мулцумец. Адика, продук фрукты, легуми и шу нормал, кто треба, кам авот аша каз, кан повести чинва, к сангури ла продус черяша, дар на мънкато, дин кауза, ка ера ку мульти пестициди стропиты. Și știți, m-a frapat faptul ăsta și pe baza la asta, adică aș fi foarte de acord, adică mai bine un ban în plus, dar adică e sănătos pentru sănătatea noastră. Ca să fie o producție normală, asta ar trebui să fie și de mult, nu de acum, ar trebui să fie producția asta, că asta e sănătatea noastră, e viitorul la copiii noștri, deci sunt numai pentru. Я, конечно, спрашиваю, если они свежие, если они ничего из них добавлено, если не ставят какие-то удобрения плохие, если. Потому что у меня маленькая внучка, и я покупаю все нормально. Стараюсь. Ну, не, может, не везде правду говорят, но где-то я узнаю, где-то по старинке, как говорят. Acestea au fost părerile intervievaților despre utilizarea produselor bio și care este rolul lor. Vreau să vă întreb, domnul Darei, de când dumneavoastră ați trecut la realizarea produselor ecologice? Suntem certificați din 2015, dar am trecut perioada de conversie 2 ani, mai bine zis 3, că am început în septembrie 2012 și până în prezent suntem certificați. Pentru a concretiza încă o dată, suntem certificați inspecții planificate, avem anual și inopinate, desigur. Ce este caracteristic, am ascultat părerea autora că foarte puțini solicită, sunt foarte puțini din cumpărătorii noștri care sunt fideli, practic niciunul nu mi-a solicitat documentul ca atare, certificatul. Organele de stat. Ei sunt cei care ne solicită certificatul și alte acte normative care trebuie să le deținem. În rest, cumpărătorii cred în cei ce produc. Dar cum cred? Odată testând produsul pe o persoană sau alta, că dacă vorbim de cei sănătoși ca noi, nu prea facem diferență între un produs organic și un produs convențional.
cei care au o maladie sunt, cum ați menționat, alergici un pic, produsul convențional îndată își dă de știri. Care are alergie, temperatură și așa mai departe. Iată, testând odată produsul organic pe o persoană cu o maladie de tipul ăsta, acesta este barometrul cel mai de bază, că este convins că produsul nu, adică este inofensiv. Și iarăși, de la persoană la persoană, noi prea puțin facem promovare prin intermediul mass media, deoarece nu avem capacitate de producere așa mare ca să satisfacem toate necesitățile, dar de la om la om. Cumpărători fideli de aici din zonă, fideli de oraș, din Bălț, din Chișinău, care acum mai recent câteva persoane, chiar de la Rășcani, niște viitoare mame însărcinate vine și ce m-a frapat cel mai... că vrea singură să ducă în seară, singură să rupă o roșie, un castravete, să-l guste, ea vede care este atmosfera unde se produce. Când a intrat acolo, când a dat cu mirosul, miroase lapte acru. Dar era stropit cu lapte, într-adevăr era stropit cu lapte. Adică mirosul din seară nu e un miros înțepător, un miros obișnuit cu care suntem de pe cei de la țară. Și iată, odată la, minim odată pe săptămână vine și ia produs pe toată săptămâna din legumele. Iată, transmiterea sau încrederea. Oamenii, de fapt, nu aleg atât calitatea și poate de asta și nu întreabă dacă au un certificat bioproducătorii sau nu, ei aleg prețul. Exact. Adesea oamenii nu își permit poate să cumpere un produs de înaltă calitate pentru că înțeleg că poate nu le permite salariile, banii, nu le permit să cumpere acel produs. Însă cred că și producătorii eco trebuie să aibă niște produse la un preț destul de accesibil pentru toți, pentru că de multe ori știu că produsele eco pot scoate mai mult decât cele simple care sunt cu nitrați și... Nu este obligatoriu să fie celelalte cu nitrați, că pot să fie crescut și să nu fie cu nitrați. Dar mediul în care a fost crescut, într-adevăr, nu este unul din cel mai inofensiv. Cu toate că produsul, spunem că nu are nitrați, dar mai facem numai la nitrați. Dar la rezidurile de metale grele, la rezidurile de... Păi asta depinde și de apele care sunt în... Nu numai de apele, exact am spus, de apa utilizată, de produsele de uz fitosanitar, de îngrășămintele utilizate. Și de ce este alături plantat, pare mi se depinde, exact, pentru că... totul este. În natură nu există ceva de prisos. Totul este într-o... are legătură între ei. Și iată, anume, un produs care nu are, da, la avortul nu are nitrați. Dar noi nu am făcut la metalele grele care pot persiste acolo. Nu s-au făcut la alte impurități sau alte elemente dăunătoare sau nocive pentru noi. Da, dar cetățeanul de rând nu reușește poate să le vadă la produsul propriu-zis când îl vezi la piață, nu reușești să vezi, da, ați spus că poate culoarea diferențiază. Asta stă în baza declarației producătorului și rezultatelor analizei de la Agenția Națională de Siguranță Alimentelor, care este obligată să curieze sau să monitorizeze toate produsele care sunt livrate pe piață. Este în datoria lor. Iată, domnul Doar, vedeți care este părerea oamenilor despre faptul că produsele ecologice nu sunt găsite adesea pe piață. Dar puteți să spuneți, este greu ca să treci la un agricultor obișnuit, la un producător ecologic? Peste tot sunt probleme și în producerea convențională și în producerea organică. Important este dorința. Asta este primordial. Dacă vrei, nimic nu este imposibil. Sunt probleme la lansarea unei afaceri în producerea convențională și sunt probleme la lansarea unei afaceri în producerea organică sau ecologică, dar nu așa e, legală, ecologică. Problemele ce țin este de instruire, familiarizarea cu ceea ce vrei să faci, în primul rând. Trebuie să cunoști toate mărunțușurile, că reușita
De multe ori depinde de unele acțiuni mărunte care la prima vedere nu se apare. Dar în tehnologie măruțul nu există. Ar fi trebuit cel care să lanseze în afacerea dată să fie conștient că asta nu este o metodă de a face bani. În primul rând că banii vin de la sine, dar este un scop de a produce organic, de a produce, de a menține echilibrul în natură, de a nu polua natură, de a da posibilitate, după principiu, toți au dreptul la viață. Da, dar noi suntem amăgiți atunci când venim la viață și cumpărăm un produs care nu este sănătos, de fapt, pentru noi și produce anumite alergii, anumite maladii. Noi cumpărăm încrederea lui, dar, de fapt, el ne hrănește cu... Spre regret, sunt așa producători neonești, așa să le spunem. Eu știu o pildă concretă. Când soția vendea tomate, mulți ani în urmă, în piață, și alt producător vindea alăturea, dar un produs bine aratat, atrăgător, primul terminat de vândut. Și la sfârșitul pieței cumpăr un kilogram de roșii de la Maria. A doua zi, iar a treia zi, iar cumpăr. La care soția întreabă, doamnă, doar toată ziua ai vândut roșii. La care eu răspuns așa, scurt, știu ce am vândut. Iată, vedeți, adică ăștia sunt producători neonești care el nu vrea să consume produsul pe care îl vinde. Puteți să dați niște exemple de unii locuri unde poate oamenii să procure produsele ecologice? Produsele ecologice să le procurați direct la producător. Noi avem în zonă, la Sofia, avem la Miciurină, la Chetrosu suntem doi producători, Victor Bărnaz și Maria, care sunt certificați. La Sofia sunt arone, la Miciurină sunt cereale, aici la Chetrosu avem căpșun și struguri de masă, la Maria legume și un pic de cereale care noi nu le vindem, dar pentru consum propriu, am spus deja că vrea să facă o fermă. Spre regret, poate nu este cazul acum să menționez că administrațiile publice locale în majoritatea cazurilor văd prin acțiunea lor business. Un business. Cum să scoată bani, cum să iei cât mai mulți bani la buget, cum să fac să optimizeze cheltuielile la hrana copiilor, la școli, ceea ce în viziunea mea nu este corect. Noi, personalul, am încercat să facem un demers la oraș ca să obținem un loc pentru a ridica un butic, un chiosc sau un punct de realizare a produselor organice, la care nu o susținem. Spre regret, noi spunem că avem un principiu cu Maria, cu sau fără suportul cuiva, noi ce avem de gând, o să facem. Și am deschis un punct de realizare a produselor, nu numai de-a noastră, au posibilitate inclusiv și ceilalți producători organici din zonă, ca să-și pui pe teșghea la noi produsele lor. Dar iarăși mă întorc, produse sunt foarte puține și volumele nu sunt așa de mari ca să putem satisface tot. Dar nu există locuri în piața agroalimentară din Drochea? Locuri poate și există, dar eu unde stau, adică stăm reprezentantul nostru, dacă să mă exprim la figurat, stă sub gardă. Dar sunt foarte rău amenajat ce conține. Nu este destul de igienic faptul că la noi producătorii trebuie să stai practic pe drum, să vândă, dar nu vând într-un loc bine amenajat, în care să fie și un condiționer. Și să fie, să nu vină muștele la produs. Ca să fie condiționer, trebuie să avem condiții, într-adevăr. Eu de mult încerc să ieșim din mediul ăsta, dintre toți ceilalți, dintre intermediari. Spre regret, încă nu am reușit ca în piață să ieșim cu produsele noastre din mediul cel tradițional. Dar noi știm că există în piață locuri special amenajate, sunt mese pentru producători, pentru a vindea produsele, însă chiar țăranii și oricare producător care vinde la sate
vând produsele toate pe cărare, așa, la intrare în piață. Asta ține deja de managementul celor de la piață, care ar trebui să amenajeze sau să facă, sunt niște legi a pieței. Când intră în piață, omul merge pe linie dreaptă. El nu se duce în tupic ca să întoarcă înapoi, niciodată. Omul dacă o mers odată, așa trebuie să fie făcut. Adică un cerc, unul tot să fie orice cerc. Așa este, asta este legea pieței. Oamenii ceia de ani de zile, de ce stau acolo pe mare? De dacă numi circul, la mes trebuie să te duci încolo și să te întorci înapoi. Cei și cumpărătorii sunt un pic lenoși și nu au timp. Să caute. Așa că asta ține de managementul celor din piață. Trebuie să aranjeze în așa fel, intrarea, ieșirea, ca să fie cum v-am spus eu. De asta și se așează toți. Acolo unde merg vânzările. Iată, vedeți că la noi încă în țară merge în curs de dezvoltare, realizarea produselor ecologice. Știm că peste hotare este la un nivel mai dezvoltat. Aveți în gând să realizați produsele peste hotare? Și ține de exportul produselor ecologice, noi cu soția avem un pic alt credo. Produsele cele mai bune spate făcut bani. Dar întrebarea mea este, ce consumăm noi, cei care rămâne, ce consumă copiii noștri, cei de la grădiniță la școli, cei ce rămâne. Așa e. Noi credem că, în primul rând, trebuie să punem accent pe alimentația copiilor și a cetățenilor noștri de pe loc cu produse cele mai bune și dacă avem surplus, atunci se exportă. Noi, spre regret, nu avem posibilitatea dată, nu avem așa volume mari, dar suntem diversificați, adică avem un spectru mai larg de legume, dar nu avem de legume, dar nu avem volume. Așa că noi ne marginim piața locală în baza contractelor de livrări pentru școli, grădiniți, case de bătrâni și altele. Dar iarăși mă întorc, noi avem capacitatea câteva primării, 4-5 primării, așa să luăm noi, că să acoperim. În rest, nu avem capacitatea. Cineva ne întreba, dar nu vă temeți dacă o să apară mai mulți? Eu la care le răspund. Dintotdeauna un nou venit pe piață trebuie să-l privești ca un partener. Nu ca de obicei, nu-l vedem ca un concurent. Deși numai decât să-l vedem ca concurent. Când poți să-l vezi ca un partener, să producem împreună, să producem volume, poate împreună să ieșim la export. Adică depinde iarăși de mentalitatea noastră și de cei ce, cum vedem noi lucrurile. Când spunem că vă uitați la mine, ce vedeți? Numai cei ce în față. Cei ce în spate, trebuie să ne mișcăm din alt unde să vedem și să află. Așa e și producerea organică și în general tot. Depinde cum privim noi lucrurile. Da, mulțumesc. Ați spus despre faptul că tinerii adesea folosesc produsele organice, că doresc să urmeze un mod sănătos de viață. Vreau să întreb chiar pe tine, Olivia, tu urmezi modul sănătos de viață? Dacă de punct de vedere alimentar, eu cred că îl urmez, însă iarăși mă întorc. Nu știu ce aici confort dacă este sau nu organic. Dar dacă merge vorba despre sport, da, practic sportul, în fiecare zi, de fapt, cumpăr produse alimentare, în general legume, fructe, de la piață, adică de la producătorii noștri autohtoni, ca să îi susținem, cred că ne hrănesc cu ceva bun, ceva de calitate. Și promovezi produsele ecologice pentru familie și prieteni? Da, cumpărându-le acasă, deja le promovez și le spun că iată sunt gustoase, că le-am mâncat, că mi-au produs alergie. Și de ce nu? Eu aș promova produsele eco, pentru că ele sunt benefice pentru organismul nostru. Poți să ne dai exemplu, iată, tu te duci la piață și vrei să cumperi niște produse ecologice. Cum poți tu să determini că este sau nu un produs ecologic? În primul rând, nu știu, nu cer certificatul la omul care îmi vinde produs, pentru că o să se uite la mine într-un mod straniu dacă o să cer certificatul. Dar în zadar, Mișei. Mulți copii. Mulți copii nu au cu dânsul poate certificat, să spun. Nu are prima zi, a doua zi trebuie să aibă. Mă uit la aspect. Dacă îmi place aspectul, îl și-l cumpăr produsul acela. Dacă el arată bine, dacă el este frumos, clar că când vezi o roșie foarte mare sau vezi ceva
prea, prea frumos tot te gândești, dar nu este cu un pesticid ceva, nu este cu ceva nitrat spus și adăugați la el. La comentariile tale, o remarcă, dacă să nu fie cu supărare, produsele organice nici în marea majoritate nu să fie atrăgătoare ca cele convenționale. La expres, dacă să fie atrăgătoare, niciodată. Dacă te uiți într-o ladă cu roșii, ele tot o să fie de culori aproape diferite. Când te uiți că e tot o culoare ca cu, ca cu carioca desenat. De obicei așa este la piață. Dacă e de obicei acela, nu poate fi organic, doamnă. Cum noi suntem, noi alături, e exact așa. Trei roșii, nu o lat, dar trei le pui și toate să aibă culori diferite. Așa natural. Natura așa le-a făcut. Recoltate între aceiași zi, ori bine sădite în aceiași zi, udate în aceiași zi, fertilizate în aceiași zi, la recoltare, recoltate între aceiași zi, nu au aceiași mărimi, nu au aceiași culoare. Că așa le-a făcut natura. Una, cum noi suntem în studio. Nu suntem exact așa sunt și produse naturale. Ele nu sunt așa atractive. Ele nu sunt așa bătătoare la ochi. Dar ținând cont că calitățile gustative lor trebuie să fie. Calitatea gustativă... Înseamnă că la viață trebuie să mai cerem și să gustăm. Exact. De ce nu? De ce nu? Țările străine așa și se permite. De ce nu? Da. De ce nu? Asta ar fi poate o modalitate de... Că eu mă exprim așa cu colegi. Dacă aș găsi cineva care să găsească un mod de promovare a calităților gustative, a produselor, dau tot cât dorește. Noi, repet, noi majoritatea cumpăr cu ochi. Dar până ajungi, spunem pe limbă, ori în gură, să gustăm, nu. Iată, noi am trebuit, iarăși, asta e tot înscris la noi aici. Noi așa suntem deprinși, asta este o tradiție sau un mod de a procura să gustăm. Solicităm certificatul din ofensivitate. De ce nu? Noi nu trebuie să ne rușinăm sau să ne sfiem. Dar de... la piață nici nu cred că au majoritatea producătorilor dumneavoastră, a spus circa 3-4, însă restul nici atât, care mai ales aduc fructe, legume de pisticotare, nu cred că au nici atât certificate. Nu vreau, nu vreau să mă implic cei ce au sau nu au, dar un cumpărător care se respectă pe el ar trebui să ceară. Poate să ceară, că este legea consumatorului. Trebuie să ceriți. De ce să vă sfiiți? Da, poate prima zi, cum v-a sfiat, nu l-are cu el, nicio problemă. Eu o să vin mâine, să văd. Iată aici o să vedeți care producător este onest, care încearcă să șmecherească ceva și care încearcă îndeopt să-și vândă producția și el să cumpere din altă parte. Iată aici. Cel mai, știți, psihotare, vizitând niște ferme organice, cel mai bun test la producător, la când cumpăra, dacă cel ce vindea mânca din produsul lui, eu cumpăram. De ce? Nu-mi puneți întrebare. Dacă este un produs inofensiv, el mănâncă. Dar cel care vinde, dacă știe că noi, el o să stăie și o să uite așa. Da, 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 poftim. Dar el nu mai pune gura acolo. Iată, acestea sunt niște tehnici care ar trebui cultivate la noi, ca să, într-adevăr, să procurăm produse inofensive. Vreau să vă rog ca să veniți cu câteva sfaturi pentru telespectatorii noștri despre utilizarea corectă a produselor ecologice și a alimentației corecte. Nu sunt eu nutriționist ca să spun consumați atâtea legume, atâtea fructe. Eu sunt producător, adică soțul producător, mai bine zis așa, soția. Dar cu un sfat ca să înceapă fiecare, poate să producă organic, asta este cert. Important este să vrem. Și doleanță și adresarea mea este îndeosebit orientată asupra liderilor care administrează sute și mii de hectare. Ar fi posibil, real, ca câteva hectare să le introducă în cerbitul organic, ca să încerce să cultive aceleși cereale, aceleși legume, nu pe suprafețe mari, pentru familie, în cel mai bun caz, pentru angajații întreprinderii, să producă, au posibilitate, au brațe de muncă, au tehnică, au, dar totul este posibil. Important este să dorim. Cei mai
prin jurul casei, ce le-aș sfătuie? Să nu utilizeze produsele de uz fitosanitar chimici. În jurul nostru avem muștar, avem urzăși, avem ardei iute, avem tutun, avem oțet, avem iod, adică totul este. Important este să ne familiarizăm cum să utilizăm tot ce ești ne conjoară pentru a preveni. Majoritatea spun că cum am să lupt eu cu boli, cu dănătorii, la care eu din start spun, păi, dar de ce trebuie să lupți? Noi toată viața noastră luptăm. De ce nu să prevenim toată asta? Să prevenim ca să nu se îmbolnăgească, să prevenim ca să nu, să nu ne atașe dăunător. Dar în cazul, chiar și dacă atac, sunt ca daună să fie minimă. Daună să fie minimă. Și să folosim preparate de uz fitosanitar organice. Iată ce le-ar sfătui. Olivia, te rog să spui și tu câteva sfaturi. Deci, vin cu un sfat, de fapt, față de telespectatori. Vreau să mă adresez față de telespectatori că suntem ceea ce mâncăm. Și dacă ne vom alimenta sănătos, asigur vom avea și un mod de viață sănătos. Și cam atât. Ediția de astăzi a luat sfârșit. Vă mulțumesc mult, stimați invitați, că ați fost alături de noi. Plăcere. Și vă mulțumim vouă, dragi telespectatori, că ați fost alături de noi și ați aflat cât mai multe informații despre utilizarea produselor ecologice și rolul pentru sănătatea noastră. Sunt Rosalina Gasnaș și aveți grijă de sănătatea voastră. Până la noi, revedere!